știri, dar până una alta vă mai informăm și noi dintr-un alt punct de vedere. Astrele au și ele date pentru noi și cumva ele prevestesc ceea ce se va întâmpla, ceea ce deja se întâmplă. Resimțim această energie astrală puternică în această perioadă și mai multe cu siguranță ne va spune Mihaela Totir, astrolog. Vine și cu un horoscop al primăverii. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație și o primăvară frumoasă tuturor celor care ne urmăresc, în special doamnelor și domnișoarelor. Asemenea și ție și îți mulțumim că te alături matinalului, iată, în prima zi de primăvară, să ne vestești. Vorbim așa, la modul general, despre ceea ce se întâmplă din punct de vedere astrologic. Avem vești bune, vin și vestitori ai primăverii cu vești bune. Avem și vești bune, bineînțeles, astrele sunt bune cu noi și de fiecare dată ne aduc în prim plan și o fațetă pozitivă a ceea ce se întâmplă. Cumva se vede și în astre această luptă de putere care se desfășoară acum pe Pământ. Mai spuneam, eu cred, în ultima oră când am fost aici, că astrele nu ne oferă de fapt decât o oglindă a ceea ce se întâmplă pe Pământ și nu, aș vrea să spulberăm acest mit, cum că astrele influențează. Este ca și cum noi ne-am uitat în oglindă. Ei bine, această cumulare de emoții, intensitate emoțională care este acum, pe care o trăim cu toții la nivel colectiv și aș putea să spun la nivel de mapamond, se vede prin conjuncția dintre Jupiter și Neptun din Pești, care urmează să se întâmple pe data de 12 aprilie. Peștii știm că sunt un semn foarte, foarte emoțional, extrem de senzitiv, dar este și un semn colectiv, da? Adică arată o trăire a unui colectiv de oameni și asta trăim noi în acest moment. Ne putem ghida după aceste semne? Spune că vorbim despre o oglindă. Eu mă uit în această oglindă, la ce să mă aștept în această perioadă? Să mă înarmez cu un suflet, să zicem, mai bine echipat pentru a recepționa aceste emoții? Ne vor da ele peste cap? Ne pot da peste cap. Asta depinde de centrarea fiecăruia dintre noi. Este important să rămânem centrați, să rămânem în corp. Este important să facem distinția între emoția noastră și emoția celorlalți. Peștii sunt un semn care preiau foarte multă emoție din exterior, ei o absorb și au și această capacitate de a o alchimiza. Dar totodată trebuie să fie atenți pentru că ei sunt foarte permisivi și toți acolo unde avem zona peștilor într-o astrogramă, suntem permisivi din acest punct de vedere, avem o permeabilitate foarte mare și este posibil să ne lăsăm copleșiți. Astfel că, de exemplu, nativii pești în această perioadă, și eu am prieteni care mi-au confirmat acest lucru, se simt copleșiți emoțional și plâng, de exemplu, foarte des. Și este foarte bine că fac acest lucru pentru că alchimizează ceea ce trăiesc. Dar, pe de altă parte, este datoria noastră să ne protejăm, să ne izolăm. Peștii vorbesc și despre această izolare, tocmai pentru a putea să alchimizăm ceea ce trăim și să protejăm acest cor care ne ajută să facem pași înainte. Pentru că dacă noi nu avem grijă de noi, nu are cum să aibă altcineva grijă. Mă bucur că ai spus să fim prezenți și să rămânem în corp. Cred că avem tendința, fără să ne dăm seama în această perioadă, să levităm așa la nivel macro și să ne uităm la tot ceea ce se întâmplă, fără să mai rămânem aici ancorați în prezentul nostru, în prezentul de acum. Ne mistuie fricile, ne mistuie grijile. Se întâmplă vreun fenomen salvator în această perioadă? Avem parte și de altfel de fenomene astrologice? Mai sunt alte fenomene astrologice în această primăvară, dar salvarea tot pești sunt cei care o aduc. Ei sunt fiind recunoscuți ca fiind arhetipul salvatorului până la urmă, pe care îl concretizează. Dar mai avem în această primăvară și două eclipse. Pe 30 aprilie, mai avem pe 11 mai, avem axa destinului, despre care se vorbește foarte mult, pe axa Scorpion-Taur, adică punctul karmic, nodul sud se află în Scorpion. Și dacă mă refer la România, România are luna în Scorpion, țara noastră, și atunci este posibil să simțim această emoție foarte, foarte puternică. Și deja faptul că granița noastră este foarte aproape de această zonă conflictuală ne face să resimțim sperietură, durere, teamă, foarte multă anxietate, dar pe de altă parte să nu uităm că este Uranus în semnul de vis-a-vis, care se va întâlni cu destinul și care ne va aduce ceea ce știe el cel mai bine. Surprize pe care nu le poate previziona absolut nimeni. Pentru că singurul lucru predictibil despre Uranus este că e impredictibil.
E foarte interesant. Încerc să-mi mențin așa liniștea interioară și cred că asta trebuie să facem cu toții în această perioadă. N-ai cum să controlezi, poți doar să reacționezi dintr-un spațiu de siguranță și de încredere. Și să ne știm limitele. Este foarte important. Avem câteva planete în Capricorn acum, printre care Venus, Marte și Pluto. Pluto este acolo din 2008. Este o planetă tot de tranzit lung și care vorbește tot despre o reorganizare la nivel colectiv. Și vorbim aici, în primul rând, de structuri de putere. Capricornul fiind zodia care guvernează și mapamondul, această lume. Și atunci, Pluto fiind acolo și fiind prin excelență destructiv, el, de fapt, n-aș vrea să rămânem cu această părere despre el, că doar distruge. De fapt, el distruge ceea ce nu ne mai folosește și ne pregătește să facem un salt în viitor. Adică acele lucruri de care noi credem cu ardoare că avem nevoie, poate nu avem chiar atât de mare nevoie și ne încurcă, ne țin un greu în spate atunci când vrem să facem pași înainte. Dacă ar fi să coborăm puțin la nivel micro, nativii norocoși din punct de vedere financiar în această perioadă, care sunt? Cine se poate aștepta să aibă și câștiguri în afară de neliniști? Avem și câștiguri și în general astfel de situații care aduc puțină instabilitate, aduc și oportunități pe de altă parte, pentru că apar lucruri noi pe care le putem face și aici vorbim despre berbeci, mai ales după 11 mai când Jupiter se mută la ei acasă. Jupiter este planeta pe care o mai numim și Marele Benefic. Vorbim de tauri care sunt iarăși foarte norocoși pentru că destinul este acolo la ei și împreună cu Uranus complotează pentru a le aduce ceea ce n-au visat niciodată taurii că pot avea. Vorbim iarăși de pești, chiar dacă acum sunt bogați din punct de vedere emoțional, ei au ocazia să închidă niște cicluri karmice foarte grele și să trăiască în sfârșit viața lor. Și această desprindere o să le aducă inclusiv oportunități financiare, profesionale. Ei sunt într-un rebranding acum și urmează după 11 mai și berbecii în acest rebranding. Mai vorbim de fecioare, de balanțe, care iarăși pot să aibă un an financiar foarte bun. Am avut ieri un exemplu de pește crypto trader care ne spunea că îi merge bine în perioada asta, în ciuda lucrurilor care se petrec. În zona aceasta de tranzacționare, lui merge. Așa că, iată, se confirmă ceea ce ne-ai spus în această dimineață. Da, și referitor la piața financiară, aș vrea să mai fac niște comentarii, pentru că deja bursa, de exemplu, este puțin cutremurată de ceea ce se întâmplă. Am previzionat asta încă de la începutul anului, când am spus că nodul sud este în Scorpion și o să schimbe poziția banului ca formă de putere. Iar faptul că Uranus și destinul sunt în Taur va conduce către o stabilizare a acestei pieți monetare virtuale, aceste criptomonede care au apărut și care trebuie să se stabilizeze într-un fel sau altul. Și aici pot, de-a lungul anului, să cunoască niște fluctuații care pot iarăși să dea această senzație de instabilitate și să creeze un pic de panică. Și este, revin la această centrare și la respirație și la a-ți asculta corpurile, a sta în prezent și stăm în prezent folosindu-ne de simțuri, Taurul fiind iarăși un semn al simțurilor. Dacă ne ducem către perspectiva amoroasă, sunt nativi fericiți în această perioadă, își găsesc sufletul pereche, merg pe un drum bine așezat? Ei bine, avem și din acest punct de vedere destul de multe schimbări, aș putea să spun. Fiecare an ne aduce câte o astfel de manifestare în astrologie și cred că primii vizați ar fi fecioarele, de exemplu, mai ales în prima parte a anului, undeva până pe 11 mai, după care berbecii pot iarăși să cunoască transformări, cât și balanțele, bineînțeles prin opoziție și peștii. Dar mai avem, ar mai fi aici și săgetătorii și racii, de exemplu, se pot bucura de episoade romantice, de flirturi, să se simtă foarte bine, să fie remarcați, de exemplu, să se simtă în elementul lor, să simtă că strălucesc. Iată că sunt și vești bune. Când ne referim la sănătate, ne dorim mai degrabă să știm cui nu-i va merge atât de bine, tocmai ca să știe să-și păzească puțin spatele
Și nativii care sunt mai norocoși în acest sector, de ce nu poate să dea o mână de ajutor celor care vor avea nevoie anul acesta? Ne putem baza clar pe berbeci anul acesta să ne ajute, de exemplu, din punct de vedere al sănătății. Au foarte multă energie și o să vedeți că după 11 mai, când Jupiter se va muta în zodia lor, cu toții vom cunoaște o explozie de energie și de vitalitate. Și dacă în pești, de exemplu, cât este Jupiter acolo și face această conjuncție de care am vorbit mai devreme, avem tendința să fim puțin mai supărați, mai deprimați, poate să mâncăm emoțional și să ne pufoșim un pic. Ei bine, după 11 mai o să ne tragem toți prin inel, din punctul ăsta de vedere, o să consumăm energie, o să avem energie de consumat și o să vrem să facem acest lucru. Altfel, pe sănătate, vorbim despre axa Fecioară-Pești, care este, reprezintă și axa bolilor, să spunem, sau a sănătății în astrologie și este bine aici, inclusiv aceste emoții, de asta revin la centrare și corpul fizic, pentru că putem să somatizăm, da? Peștii, de fapt, somatizează prin semnul de vis-a-vis de ei, adică fecioara, și atunci această emoție putem să o resimțim prin diferite, nu știu, probleme mici, probleme de sănătate. Ascendentul în fecioară, iarăși, poate să aibă probleme cu spatele. Eu sunt acolo și pot să zic că mă confrunt cu acest lucru pentru că se află Saturn în casa sănătății și acolo unde au de făcut niște schimbări de structură, trebuie să acorde atenție. Și mai vorbim de axa săgetător-gemeni, care iarăși poate să cunoască probleme de sănătate în această perioadă, mai ales săgetătorii care sunt recunoscuți pentru exagerări, excese, de orice fel. Da? De exemplu, dacă fac sport, au tendința de a-și depăși limitele foarte mult, deci atenție la ligamente, articulații și așa mai departe. Iar gemenii trebuie să proceseze mai ales niște lucruri din trecut și să facă, să se desprindă de anumite situații din trecut, să recunoască acolo unde deciziile lor nu au fost cele mai bune și să facă acest switch către o alegere diferită. Vorbim în această perioadă, iată, și despre empatie, prietenie, întrajutorare, de ce nu? Cum se manifestă aceste aspecte din punct de vedere al astrelor? Este multă empatie și foarte multă compasiune. O și vedem la nivel practic. Spuneam că peștii se manifestă foarte mult prin semnul de vis-a-vis. De fapt, toate semnele, să știți că atunci când nu sunteți voi înși vă, deveniți semnul de vis-a-vis și manifestați trăsături de acolo. Iar peștii, ca să se poată manifesta, au nevoie de această energie concretă a fecioarei. Deci ei trebuie să facă acțiuni mici, clare, care să-i conducă către un rezultat concret și să spunem să nu mai viseze la pacea universală sau să vină cineva, dacă se poate divinitatea, de exemplu, să ne salveze sau să oprească acest conflict. Îmi aduc aminte când au mai fost conflicte în trecut și au fost intervenție de la, am impresia că Papa a spus, nu mai știu sigur, dar așa mi-aduc aminte, că nu Dumnezeu a creat acest conflict, nu, Dalai Lama a spus, nu Dumnezeu a creat acest conflict, oamenii l-au creat și atunci este de datoria oamenilor să îl rezolve. Deci putem să cerem ghidare până la urmă de la divinitate, tot prin această energie a peștilor, să ne rugăm, rugăciunea este foarte puternică în această perioadă, conectarea cu divinitatea și mai este ceva foarte important, să nu răspundem luptei. Peștii sunt un semn care observă lupta, iar dacă intră în luptă, deja au pierdut. Și atunci avem nevoie să ne păstrăm această detașare și să ne rezumăm doar la ceea ce putem face. Iată că neutralitatea poate să fie o variantă în acest context. Cred că România are o istorie neapărat lungă, dar concretă când vine vorba despre neutralitate. Cred că vom lua decizii bune pentru noi, pentru toți. Aș vrea să te întreb, sunt oameni care se întreabă, oare să mă investesc în această perioadă? Poate că am niște bani pe dreapta și aș vrea să fac ceva în acest context. Să ținem de economii, să investim, să cumpărăm un imobil, de ce nu? Care ar fi recomandările? Astrele sunt de partea noastră? Aseară m-a sunat o prietenă să mă întrebe tocmai acest aspect. Părerea mea, așa cum i-am spus și ei, este că avem nevoie și de niște bani cash, spuneam, de aceste acțiuni mici și concrete și de rezultat imediat de care avem nevoie, pentru că într-o circumstanță de acest gen avem nevoie acum de o resursă pe care să o folosim. Vedem ce se întâmplă în Rusia, de exemplu, că sunt cozi la bancomat, da? Ca oamenii să facă rost de cash și atunci banii din bancă ar putea fi puțin nesiguri. Pe de
altă parte, dacă avem suficienți bani care să ne permită să facem și investiții, dar să avem și o sumă pe care să ne bazăm la nevoie, pe care să o accesăm în 5 minute, da, putem să profităm, să spunem, de aceste oportunități care vin, pentru că aceste situații ni le aduc. Iar Jupiter ne aduce și oportunități și nu ni le aduce degeaba. În schimb, ce aș vrea să mai punctez legat de oportunități este că acest context astrologic cu Jupiter și Neptun în Pești ajunge să pună în evidență, de exemplu, tot felul de metale strălucitoare care sunt aurii, dar care nu sunt neapărat aur. Deci, atenție la viteza cu care faceți aceste oportunități, puneți întrebările de care este nevoie și fiți circumspecți acolo unde nu se poate decât acum, de exemplu, unde există această presiune. Pentru că am mai avut astfel de discuții, da? Semnez contractul astăzi sau nu îl mai semnez deloc? Uneori poate fi suspicioasă o astfel de abordare. Practic să mai așteptăm puțin, să ne cenzurăm entuziasmul și exact, să nu ne ducem după, chiar după tot ce strălucește, fără să verificăm, adică să nu fim naivi în final. Dacă ar fi să ne referim puțin și la vârstele mai avantajate sau mai puțin avantajate, tinerii unde se plasează în această perioadă astrală? Trebuie ei să fie mai vigilenți? Mai au oportunitatea de a mai visa atât de mult? Eu cred că până pe 11 mai, cât Jupiter este în Pești, ar trebui să ne bazăm pe cei înțelepți și să aplecăm gura la ceea ce ne spun, să învățăm de la ei. Ei sunt trecuți prin viață, au alchimizat destul de multe și pot să aibă această predictibilitate, să spunem, a felului în care emoțiile ne afectează în viitor. După 11 mai, putem să ne bazăm pe tineri, pe energia lor, putem să ne hrănim cu vitalitatea, va fi un exces de vitalitate care va face această mutare invers către cei mai în vârstă, care vor fi, să spunem, epuizați după această perioadă și vor avea nevoie să se încarce la vremea respectivă. E foarte interesant cum funcționează această traiectorie a energiei, iată, prin toate vârstele și e o logică a lucrurilor, dincolo de faptul că poate noi nu știm atât de multe lucruri despre planete, dar ele acționează într-un sens bine definit. Este o logică și pot să o și explic. De exemplu, berbecii sunt semnul care deschid semnul zodiacal, toată această roată a zodiilor și o vedem această energie de berbechi, intră în funcțiune, să spun așa, da, la solstițiu acum, pe 20 martie. Și ce se întâmplă atunci? Ghioceii sunt cei care străpung scoarța pământului, da, niște flori atât de gingașe, dar care au o forță atât de mare. Aceasta este energia berbecului, pentru că astrologia este foarte bine acordată la ritmul naturii. Pe de altă parte, peștii sunt ultima zodie din acest cerc zodiacal și ei ne vorbesc despre sfârșituri și despre sfârșituri lungi, despre acele lucruri pe care le-am tot amânat. Știți, tot ce nu ne place să facem când este berbecul, taurul, activ pe cer, gemenii și așa mai departe, vrem, nu vrem, va trebui să facem și să închidem și să vedem și să confruntăm când ajungem la zodia pești. Și de asta este acum această închidere de cicluri karmice. Și ne pregătim pentru o nouă etapă. Și bineînțeles că este greu, pentru că au rămas toate acele lucruri de care nu am putut, nu am vrut, nu a fost momentul încă să ne ocupăm de ele. Dacă vorbim despre o curățenie spirituală, este bine să facem asta acum sau mai degrabă să rămânem vigilenți cu picioarele pe pământ? Mai avem timp? Absolut, zilnic recomand această curățenie spirituală, vă recomand măcar o lumânare să aprindeți în casă pentru că purifică, vă recomand pentru că vorbim foarte mult de zodia peștilor care este foarte activă, drenaj limfatic de exemplu, pentru că peștii guvernează lichidele din corp, avem tendința să acumulăm apă în această perioadă și ne ajută drenajul limfatic, dar cel mai mult vă recomand să țineți picioarele, labele picioarelor care sunt guvernate tot de pești, în apă fierbinte cu sare grunjoasă. Sarea ajută foarte mult. Ceea ce ajută din sare sunt de fapt ultrasunetele care se emit atunci când cristalele de sare se sparg în apa fierbinte. De asta este necesar să fie sare grunjoasă. Eu mai folosesc, de exemplu, Palo Santo. Este un lemn sfânt pe care îl ard în fiecare zi în casă. Scriu
Foarte mult. Am nevoie să-mi procesez aceste emoții. Este important să nu ne negăm emoțiile în această perioadă. Văd foarte mult și în social media această blamare care nu face decât să crească presiunea care este pe oameni. Este frică, ne este frică, granițele sunt amenințate, este normal să ne fie frică. Trebuie să învățăm să gestionăm această frică. Și când spuneam, vorbeam ieri la telefon cu cineva și am spus așa, mie mi-e frică dimineața o oră și seara o oră. Asta pot eu să fac cu frica mea. Mă uit la știri dimineața, mi-a loc un interval de timp pentru că trebuie să-i acord atenția necesară, dar nu pot să-i aloc întreaga mea zi. Și atunci am program. Eu așa funcționez, sunt un semn rutinat, eu sunt Taur și îmi place rutina din punctul ăsta de vedere și pot să mă programez în felul acesta. Desigur, sunt multe metode, fiecare să folosească ceea ce știe că funcționează pentru el. Important este să nu vă lăsați copleșiți. Mihaela, îți mulțumesc pentru aceste sfaturi și îți mulțumesc că ai avut curajul să spui lucrurilor pe nume. Avem nevoie să ne confruntăm emoțiile, să le recunoaștem, să le acordăm atenția necesară. Se decupează în această perioadă dintre semnele zodiacale lideri pe care să-i urmăm? Sunt zodii viguroase pe care le putem lua drept exemplu? Absolut, sunt semnele care sunt recunoscute ca fiind lideri, dar altfel sunt berbeci, sunt săgetătorii, sunt lei, iarăși scorpionii. Eu cred că acest eveniment care se întâmplă acum nu este unul izolat și o să mai aibă ecou, niște reveniri, niște replici, să spunem chiar și prin toamnă. Spuneam că se întâmplă niște eclipse acum și urmează niște eclipse și în toamnă. Și este totuși Pluto implicat în toate aceste evenimente, iar Pluto niciodată nu ne arată totul de la început. Deci eu cred că mai sunt lucruri pe care urmează să le aflăm și n-aș fi categorică de acum. Aș lăsa loc de interpretare și loc să mai aflăm anumite lucruri. Cred că e important, iată, să ne gestionăm răbdarea în aceste zile, să nu ne dorim să știm totul dintr-o dată, să avem mintea deschisă, să fim aici cu picioarele pe pământ, gata să reacționăm la nevoie. Îți mulțumesc că ai venit să ne aduci veștile despre această primăvară și îți doresc să ai o primăvară rodnică, armonioasă, să ai parte de tot ce ai tu nevoie și să mai vii să ne mai povestești și nouă. Mulțumesc mult și eu pentru invitație și cu mare drag și o primăvară absolut magică, cum am mai spus, o primăvară pe care să o țin în minte. Mulțumesc tare, tare mult!